pornit să urc un munte și să fac un traseu de vreo 40 de kilometri. Drumul este cât să încapă o mașină, dar nu este drum practicabil pentru mașini. Este mai mult ca un fel de trail pentru biciclete. Dar am urcat serios. Iar cum se văd munții în fața noastră. Suntem la Cucurigu aici. Noi și șopârlele. Sper să nu se defecteze nimic la... mijlocul meu de deplasare. Wow! Suntem într-o dimineață de 22 iunie. Astăzi ar fi fost ziua lui Emil. Undeva între ora 9 și ora 10 și m-am hotărât să fac traseul ăsta. Și munții ăștia sunt undeva între Zadar și Rijeka în Croația. Wow! Ce libertate aici sus! Ce libertate! Mă mir cum de-au asfaltat poteca asta, traseul ăsta. Și l-au și consolidat. Și normal trebuie să ajungem la un punct. In 200 meters, your destination will be on the right. Da, normal trebuie să ajungem la un punct de observare. Panorama view sau ceva de genul ăsta. Acesta este primul punct de observare. E făcut cu balcon. Hai să începem din stânga de aici. Da, suntem deja la o cotă destul de înaltă. Călătoria noastră continuă pentru încă 4,5 km până la al doilea punct de observație sau observare mai degrabă. Și traseul arată cam așa, tot așa îngust, 2 metri jumate lățime, o fel de potecă. Văd totuși urme de mașină, dar nu știu unde duc astea, că la un moment dat se îngustează asta. N-am idee. Da, mergem înainte. Suntem în vârful muntelui. Coborâm acum spre punctul de observare. Sunt la fel de singur și de liber. Am întâlnit doar
un motociclist. La primul punct de observare își făcea popasul. Iar de acolo încoace n-am mai întâlnit pe nimeni. Este un pustiu aici. Dar senzația asta, mirosul, dacă v-aș putea transmite mirosul ăsta de floare. In 200 meters, your destination will be on the left. De vârf de munte, așa. Ăla mai greu îl pot transmite, dar înțelegeți voi ideea. Da, sunt la Cucurigu aici. Your destination is on the left. O să închidem și o să filmăm de acolo chiar. Aici suntem la al doilea punct de observare. Mahavita. Este amenajat. Ia să vedem ce avem aici. Wow! Am observat o biserică acolo. Și o cetate, ceva, un castel. Apoi avem podul acela, este podul care trece de pe continent, pe insula Kirk, pe care am fost tura trecută. Suntem cu zoom de 10x. S-ar putea imaginea puțin să fugă. Acolo un orășel. Aici avem acest lac. Se pare de apă dulce. Arată bine. Acolo avem sătucul ăla care l-am filmat și de la primul punct de observare. Iar noi, eu vin de acolo, de departe. Acum este cu imagine normală. Da. Am plecat de la punctul de observare. Acum avem aproximativ 20 de kilometri până la următoarea noastră destinație, care este undeva pe coastă de data asta. Trecem de partea cealaltă a muntelui, coborâm și vedem ce ne așteaptă pe coastă, undeva la 20 de kilometri. Traseul este încântător, avem poteca asta care este asfaltată bine. N-am întâlnit surprize în asfalt până acum. N-am întâmpinat niciun vehicul din partea opusă. Deocamdată urc și cobor singur și nestingherit, bucurându-mă de atmosfera asta care este înălțătoare. Și ascult muzică între timp. Am intrat într-o pădure de stejar și de fag, răcoroasă. Din când în când găsesc câte o cabană. Am uitat să vă anunț că astăzi prognoza spune undeva la 35 de grade, resimțite ca 39. Deci, asta a fost și unul din motivele pentru care am decis să mă refugiez undeva la munte, mai la înălțime, și să nu stau la plajă.